Salut! Atunci când avem de face cu pseudobulbii, avem trei situații. Când aceștia sunt sănătoși și este foarte ușor să-ți dai seama când sunt sănătoși, avem altă variantă când sunt bătrâni și varianta când sunt bolnavi. Problema este că de multe ori ne este puțin greu să facem deosebirea niște pseudobulbi bătrâni și între pseudobulbi bolnavi. De ce? Că se seamănă destul de mult. Totuși sunt ceva diferențe. Vom arăta deja cum trebuie să procedați atunci când aveți de-a face cu pseudobul bolnavi. Dar rămâne cea de-a treia situație, când soțului nu sunt bolnavi, dar nici sănătoși, sunt doar bătrâni. Este exact aceeași situație ca la orchidea Phalaenopsis, când o frunză cea mai de jos, cea mai de la bază, este galbenă, este bătrână. Exact ca și ce facem, exact la fel. Ce facem? Ei bine, mai nimic. Și da, dacă vedeți aici, de să un pic de mucegai aici. Asta ca să elimin elefantul din cameră, dacă știți ce vreau să zic. Și pe aici la fel avem. Am de face cu ceva, am gai, dar o să pulferizez cu apă oxigen. Dar, în sfârșit, se ne întoarce. Deci, cum spuneam, când e vorba de un pseudoul mai bătrân, în cazul meu, doi, nu fac mai nimic. Dacă este să ne uităm puțin, vedem ceva totuși diferență între cei doi. Și acesta a avut aceeași formă ca acesta, adică plin. După cum știți, pseudobulbul are aceast, acest rol imens și extrem de important de a, um, Practic, în pseudopulpi sunt acolo apa, elemente nutritive și așa mai departe cumva, e ca o cămară, dacă vreți să zicem. O cămară care la un moment dat depozităm, depozităm, pardon, depozităm și la un moment dat s-ar putea să mai luăm din cămară. La un moment dat s-ar putea să rămânem cu puține lucruri, cum se întâmplă cu acesta și cu un pic mai multe lucruri, cum se întâmplă cu acesta. Deci la un moment dat cămara aceasta o să tot socolească, să n-are cum să fie mereu. Chiar dacă la un moment dat a fost o cămară bună, o cămară bogată, dacă vreți, e bine tolând, 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 pentru că, cum spuneam, fiecare pistotobol ajută cu energie creșterile noi, ar crește nou pe aici, undeva, ajută cu energie. Ei bine, aceștia încă ajută cu energie. Nu mai sunt verzi, nu mai sunt ei chiar așa ca la tinerețe, dar încă ajută. Ce vreau să scot în evidență, faptul că vedem că acesta este foarte ridat, înseamnă că această cămară ușor, ușor, ușor se golește și aceasta la fel a început să golească și ușor, 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 ușor se va goli și această cămară. Este perfect normal, de aceea nu intervenim și nu facem nimic, pentru că nu e vorba de o boală. Pur și simplu este un lucru normal. E ca și când am spune despre noi că ne cad fel de păr. Bine, nu e acea situație, dacă asta dau un exemplu. Este perfect normal. Așa cum s-a spus, se întâmplă și la orchidea Phalaenopsis la un moment dat când și când va cădea cu o frunzeliță, dar este perfect normal. De ce nu trebuie să facem nimic? Bineînțeles că la un moment dat se vor usca singuri și putem să îi îndepărtăm după aceea. Acum doamnă încă mai au ceva în camară. Acesta încet, încet aproape nu o să mai bea absolut nimic, dar ce să încarce ceva în camară, vedeți? Practic aici este un depozit de tot felul de lucruri, de apă, de nutrienți și -o mai departe. Este încă tare adică, este galben, da? dar încă mai are ceva încă mai Nu foarte ușor, ușor se va reda, așa că și acesta încă mai se simte ceva, se va reda sfausca, practic planta nu mai are energie și este normal să întâmple asta la un moment dat. Este aici o orhidee pe care am ținut-o prin back bulb și, da, într nu ne rămâne foarte mult în partea asta, dar având în vedere chestia orhidee. Uh, backpump și a folosit toată energia pentru a avea această creștere nouă și după această creștere nouă. Și normal că dacă la început ți-a pus toată energia, e ca și când știi că trebuie să alergi. Dacă alergi, normal cu obosești mai repede. Ei, cam așa ceva se întâmplă și aici. Cred că s-a înțeles ideea, nu vreau să mă lungesc, deci nu face nimic, doar în cazul în care observăm că este o boală, o să vă las linkul în descriere ca să vedeți uh, cum procedăm în cazul în care un dublu este bolnav, pentru că sunt și astfel de situații și în rest nu facem mai nimic. Așteptăm să o suce singuri și uh, la un moment dat, putem îndepărta, la un moment dat. Dar când, găma, când cămara cămara se golește de tot. Deocamdată această cămară și această cămară, aceste două cămări, să zic așa, încă sunt bune. Același lucru se întâmplă și la orice fel nostru. Foarte mult se trebuie cu văd frunză, hai să tracte tăia, Nu, nu, nu. Putem provoca niște răni. Și putem până acea rană să fie o poartă deschisă către agenții patogeni. Nu vreți asta. De aceea e bine să ne forțăm, lăsăm să să pice singure. Bineînțeles că dacă sunt probleme și putrezește, da, intervenim. Dar în alte situații nu. Cam atât de m-au fost spus, nu vreau să insist uh, uh, prea tare. Și dacă aveți un întrebare legată de pseudobol sau orice alt subiect legat de orhidee, așteptăm bar comentarii. Încerc să răspundă la cât mai multe întrebări, nu mereu mi este, dar încerc. Cam atât în acest clip, ne auzim data viitoare.